Cântarea aceasta este o cântare de îmbărbătare. Fiecare parte a primele strofe vorbea despre încercare, despre suferință și despre rolul ei. A doua parte vorbea despre o fădătuință. Mă gândeam că câteodată Dumnezeu pe mine ne trece așa prin cuptorul lui cu foc și vedeți, noi zicem, Domnul mă vede sfânt, mă vede curat, mă vede neprihănit și așa suntem, prin Hristos. Dar când ajung în cuptor și trebuie să mă grăbesc și trebuie să fac ceva și sunt sub o presiune de grup și sunt sub o presiune a unor evenimente, văd că mă enervez, văd că scap ceva din gură ce-mi trebuia să scap, văd anumite lucruri și se vede cum când sunt în cuptorul de foc, iese zgură. Se vede că de fapt nu sunt aur curat. Se vede că pe lângă aur mai este și cupru, mai este și alamă, este și zgură, mai sunt și alte metale nedorite de Dumnezeu în viața mea. Așa este, frații mei. Eu când sunt liniștit, când nu sunt în încercare, când sunt tot ok, zic orice bine sunt, ce sunt pe stâncă, sunt cu piciorul pe stâncă. Dar Domnul, și atunci când zic eu că sunt cu piciorul pe stâncă, zgura din mine, el o vede, el e tot acolo, el e tot acolo. Nu atât, mă trece puțin din cuptor, prin Valea Umbrei Morții, ca să scoată zgura, ca noi să o vedem, să ne mărturisim și să ne îndreptăm. Rău ca să fie Domnul. În seara aceasta, doresc să vorbesc despre un mesaj care l-am intitulat Înflăcărează-ți darul. O să le citesc textul biblic, sunt doar două versete. Deci, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 14 și 15. Nu fi nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prăzbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri. Îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Amin. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, copilul lui în credință. Este o seară de tineret, a cântat și tinerii două cântări, a cântat și la orchestră și la fanfară, lăuda să fie Domnul. Câteva gânduri pentru ei și totodată gânduri pentru noi toți. Pavel scrie epistola aceasta, 1 Timotei, sunt printre epistolele pastorale. Ceea ce trebuie să facă un păstor. Gândul cum trebuie să fie un păstor. Îi scrie lui Timotei și două epistole pastorale și scrie și la tip, la tânăr. Vreau să apropie de aceste gânduri. În fiecare epistolă care îi spune la Timotei, Pavel îi spune, zice, să nu fii nepăsător de darul care este în tine. A vrea să pun o întrebare. Este cineva cu acesta care face parte din trupul lui Hristos și nu are niciun dar? Să zice mâna sus. Nu este nimeni. Deci toți avem daruri spirituale? Toți avem. Ăsta e adevărul. Deci nu se poate să fii în trupul lui Hristos și să n-ai daruri spirituale. Acum ar fi a doua întrebare. Câte daruri aveți fiecare? Unu, două, trei, cinci, zece? Este posibil. Dar vreau să spun minimum dar. Dar nu este numai un dar. Să nu ne înșelăm singur. Dacă poate că am darul de a cânta. Dar nu e singurul dar. Eu din păcate, eu mi-aș dori să am darul ăsta, dar nu l-am. Dar știu de ce îl voi avea. De aceea mă mângui cu gândul ăsta. Și când și eu așa cum când, nu așa de bine și profesional ca ceilalți. Dar nu avem un singur dar. Acum, Pavel îi spune aici, nu fi nepăsător de darul care este în tine. În prima mea parte vreau să vorbesc un pic despre dare spirituale. Și în a doua parte vreau să vorbesc cum putem sau cum pot eu să înflăcărez aceste daruri. În 2 Timotei, 1 cu 6, fii atent ce spune Pavel lui Timotei. Prima parte spune, nu fi nepăsător, Timotei. Ai un dar de Dumnezeu din a doua parte zice, de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Opa! Timotei, îți scriu a doua epistolă, dar trebuie să înflăcărezi darul lui Dumnezeu. În prima epistolă spune că darul lui Dumnezeu care era în el, i-a fost dat, spune aici în versetul 14, cu punerea mâinilor de către ceata prăzbiterilor. În 2 Timotei zice, care este în tine prin punerea mâinilor mele. Deci apostolul Pavel împreună cu o ceată de prăzbiteri, de păstori, și-au pus mâinile peste el, s-au rugat peste el și el a primit un dar duhovnicesc.
aș putea să zic un dar supranatural. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, vedem biserica de acolo din Antiochia, nu o să fiu lung în gândul ăsta, dar vreau să ne fie clar. Darurile sunt daruri naturale, care le primim din înzestarea noastră naturală, din naștere. Sunt într-unii din noi latente acolo, zac în noi și niciodată nu s-a activat. Dar Dumnezeu m-a rânduit să fiu ceva. Dar eu niciodată nu mă gândesc să fiu ce vrea Dumnezeu să fiu. Sunt daruri supranaturale care le primim de la Dumnezeu. În Fapte 13, aici cuvântul Domnului spune așa că în biserica din Antiochia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon, numit Niger, Niger înseamnă negru, era un învățător acolo negru, Luciu din Cirena, Manian, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, spuneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Vreau să observăm un lucru foarte important. Că înainte să-și pună mâinile peste ei, slujea. Ok? Deci slujea. Nu atunci așa au început slujirea, atunci au început ca misionar, numai când au dus în altă țară străină. Ei slujeau și pe când slujeau Domnului, Duhul Sfânt i-a pus deoparte, frații și-au pus mâinile peste, i-au făcut apostoli, trimiși și i-au trimis. Slăbiți să fie Domnul. Ceva în genul ăsta s-a întâmplat și cu Timotei. În epistola către romani, spune apostolul Pavel, fraților romani, că zice că dorește să-i întâlnească, să-i vadă, să fie de față cu ei, că atunci când va ajunge, că are de la Dumnezeu pentru ei niște daruri duhovnice să le dea. Slăbiți să fie Domnul. Darurile duhovnice se pot primi și pe această cale. Se pot primi stând lângă Dumnezeu în rugăciune. Se pot primi în multe feluri. Aș vrea să ne gândim în seara aceasta, să plecăm acasă, binecredințați în mintea noastră, oare ce dar am eu? Cei care au fost aici în marțea seara s-a vorbit și s-a explicat pe larg anumite daruri, cum lucrează, cum funcționează trupul lui Hristos. S-a vorbit despre capul opera lui Hristos, care este biserica și bisericii cum a dat darul. Vreau să vorbesc în primul rând un pic, un gând despre darurile care sunt naturale în noi înșine, pe cu care ne naștem. Sunt niște talente născute în noi. Sunt oameni cu care când vorbești au o înzestrare naturală să te ridice în duhul tău. Să te îmbărbăteze. Sunt mai, să nu zic așa, mai optimiști, nu mai pesimiști. Biblia vorbește în Romani 12 despre darul îmbărbătărilor. Frații mei, cred că noi toți, deci despre darurile spirituale se vorbește clar în trei locuri din Biblie. Se vorbește mai multe locuri din Biblie, dar acolo sunt un pic mai categorisite. În fiecare loc din Biblie, în Romani 12, în 1 Corinteni 12 și Efeseni 4, înainte să vorbească Apostolul Pavel de darurile spirituale, face înainte o ilustrație. Știți care este ilustrația? Aceeași ilustrație o folosește în toate trei epistole. Trupul lui Hristos. Și după ce vorbește despre trupul lui Hristos, sau după aia imediat vorbește, de exemplu, în Corinteni 12, explică despre cum funcționează mădurarea în trupul lui Hristos, vorbește despre darurile spirituale. Ce vreau să înțelegem? Toate darurile, că sunt naturale, care le-am primit prin naștere. Și unii prin naștere sunt niște oameni mai blânzi, mai pașnici și pot să se încadreze chiar în darul milostenilor, dar darul lui natural, dacă îl pune la picioarele Domnului, devine un dar spiritual prin care Dumnezeu se folosește. Pentru ce? Apare o întrebare nouă și vă pun sincer. Care e scopul darului? Scopul darului care este în trupul lui Hristos? Sunt două scopuri. Fiți atenți. Primul scop este pentru zidire personală. Așa este? Care, câte daruri cunoaște despre zidirea personală? Poate să zică cineva cu voce tare. Pentru zidirea mea personală, câte daruri știți clar în Biblie? Mai tare. Vorbirea limbi. Zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12 că vorbirea în limbi, și poate că ar fi bine să citim, este un dar special pentru zidirea
Rămasă personală, dar totodată și acest dar lucrează și pentru zidirea personală, dar lucrează în 14, lucrează și pentru zidirea bisericii. 14 cu 4 zice, cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși. Care e scopul acestui dar? Este un dar ca toate celelalte daruri. Să mă zidesc pe mine însumi, să stau de vorbă cu Dumnezeu, Duhul Sfânt mijlocește pentru mine. Cu suspine negreite, vorbește în limbi pentru mine Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunile. La un moment dat eram la un cer de rugăciune și cineva se ruga în limbi. Altcineva se ruga, eu n-am știut, băi, dar când ascultam de persoana cealaltă care se roagă, dar după aceea la sfârșitul rugăciunii am aflat că de fapt îl măcea limbile la cea care se ruga în limbi. Și am zis, m-am oprit din rugăciune și am zis, extraordinar ce rugăciune face sora asta. Deci am rămas uimit și am zis, mena, ce putere, ce putere rugăciunea asta. Și după aceea la sfârșitul au zis că de fapt ea tărmăcea limbile la sora care se ruga în limbi. Frații mei, este un har să posezi, să ai darul acesta Duhului Sfânt, să vorbești în limbi. Căutați-l! Căutați-l pentru zidire personală și totuși acest dar spune Biblia că dacă este cineva să traducă acest dar, este și pentru zidirea bisericii, să vii să fie Domnul. Ziceți-mi un al doilea dar pentru zidire personală. E greu de zis al doilea. Am stat acasă și m-am gândit. Pentru că toate celelalte daruri care le-am găsit eu, e posibil să nu zic perfect lucrul acesta, dar toate celelalte daruri sunt pentru zidirea bisericii. Darul vindecărilor. E să mă vindec pe mine, nu sunt, ziceți dumneavoastră. Nu. Darul credinței. Nu-i pentru mine. Toate darurile din listă, le pot citi pe toate, se pot aplica la mine și pentru zidirea mea personală și mă ajută în credință. Dar toate darurile care le-a rânduit Dumnezeu, și o să vă citesc în Scriptură lucrul acesta, sunt rânduite nu pentru mine, ca eu să tot cresc mare cât un munte, pentru zidirea bisericii, pentru creșterea bisericii, pentru întărirea bisericii. Slăviți să fie Domnul! Mă întorc din urmă la darurile naturale care sunt în noi. Cum pot eu să-mi dau seama că am un dar? De exemplu, un câine de vânătoare, care de mic a fost crescut și a antrenat pentru vânătoare, leagă și pune-l într-un lanț. Ce va face? Încearcă să zbată, să plece de acolo. Nu poate. Stă acolo, amărât, trist. Dezleagă și pleacă pe el la vânătoare. O să vezi, câinele ăla este în largul lui. Imediat fuge, aleargă, caută. Este în mediul lui. Când slujești cu un dar, care ți-a fost dat de Dumnezeu, ești, să zic așa, poate că nu știu cum cuvântul ăsta, în mediul tău. Te simți împlinit, simți că Dumnezeu lucrează prin tine, te folosește Dumnezeu și dai slavă în toate lucrurile Dumnezeu. Ați înțeles imaginea asta? Apare un problem aici, o să vorbesc despre lucrul acesta, orice dar natural pe care l-am eu. Când voi vorbi despre cum să îți înflăcărezi darul, trebuie aprins, trebuie înflăcărat, trebuie lucrat cu el. Dar dacă crezi că ai un dar și încerci și lucrezi și exersezi, te străduiești, faci tot ce ține de tine, te rogi și nu merge, înseamnă că nu ai darul ăla. Înseamnă că tu vrei să ai darul ăla, dar tu n-ai darul ăla, cum vezi că ani de zile se tot împiedică și nu merge treaba. Viața de credință nu e o zbatere. Ești în trupul lui Hristos. Ești un mădular în trupul lui Hristos. Este să-i ajuți pe ceilalți. Este să lucrezi pentru ceilalți. Este să ai viață și viața să curgă prin tine, să curgă înspre ceilalți. Ăsta este mădularul trupului Hristos. Săptămâna trecută când am venit de la lucru, nu odată l-am văzut pe omul ăsta, de câte ori trec pe lângă el, mă rog. Este un om într-un cărbucior cu rotile, nici capul nu și-l poate ține drept, stă cu capul într-o parte și se mai plimbă așa pe o stradă, acolo pe unde trec eu când vin de la servici. De fiată când trec pe acolo, mă rog pentru el. Când îl văd, mi-e milă de omul ăsta. Dar mă gândesc la trupul lui Hristos. Sunt multe mădurare în trupul lui Hristos care nu fac nimica. Omul acela e paralizat de mâini. Numai dacă își pune mâna așa, se o pune cineva acolo, are o telecomandă cu care și-o ghidează căluciorul acela cu rotile. Îi mai bate piept. Ochii lui văd, mintea lui gândește. Mâinile lui nu mișcă.
picioarele lui nu mișcă, este paralizat acolo. Frații mei, biserica nu poate să meargă bine dacă noi avem daruri și nu le folosim. Nu le folosim. Nu încurajăm, nu îmbărbătăm, nu primim oaspeți, nu facem facere de bine, nu... O să vă zic darurile acestea care să ne putem citi împreună. Atunci biserica este ca acel om care are viață, este în scaun, câțiva, datorită scaunului cu rotile Duhul Sfânt, mergem, dar mergem ca niște paralizați. Este nevoie să lucrăm cu darul care l-a pus Dumnezeu în noi. E mare nevoie de lucrul acesta, e foarte mare nevoie. Că atunci biserica lui Dumnezeu este o biserică vie, care se extinde, care lucrează, care își folosește mâinile, picioarele, capul, gura, ochii. Sunt într-adevăr în noi anumite măturare care sunt unice, cum e inima. Dar sunt și rinichii care sunt doi rinichi, care lucrează, se înlocuiesc unul pe altul. Avem nevoie să ne punem în slujba lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. N-ar trebui să plecăm acasă fără să știm clar. Doamne, dar mie ce dar ne-ai dat? Vreau să vă spun, este responsabilitatea mea să recunosc darul lui Dumnezeu în mine. Poate că ai dorință sfântă să vestești Evanghelia și nu vestești, că ți-e rușine. Dar când faci lucrul ăsta, simți așa o bucurie, o ceva enorm în pieptul tău. Și nu mai faci de mulți ani de zile. Dar cine o face în biserică la noi? Privezi biserica de darul de evanghelist. Poate că ai dar de învățător. Poate că ai darul de cârmuitor. Vezi că frații nu se descurcă bine cu organizarea convenției. Și dar tu vezi ce ar trebui ei să facă. Știi ce? Dacă nu m-au chemat pe mine, vreau să se descurce. Vreau să se descurce. Darul de cârmuitor este un dar important în Biserica lui Hristos, care dă viziune, dă direcție. Sunt oameni înzestrați în Dumnezeu care văd foarte repede lucrurile. La câte un copil când învață la școală, atâta învață pe o chestie și mamă știa, o vede așa, uite așa o vede. Pentru că are darul ăsta în el născut. Toată mă uit, am lucrat în România cu un evreu. Era extraordinar omul ăla, cum lucra, cum gândea, cum acționea. A rămas cu gura uimită, deci avea o minte de evreu. Am putut să văd cum lucrează o minte de evreu. Special. Și noi, ascultați-mă bine, nu aștepta să fiți trași de mânecă. Lucrează, pune-te la dispoziția Domnului. Zi la fratele Iosif, frate Iosif, am văzut că e nevoie de lucrarea asta. Vorbește cu noi, acționează, fă să se vadă lucrarea ta, darul tău, darul slujirii. Vezi că nu merg bine microfoanele, vezi că ceva nu merge în biserică bine. Cum să fac? Uite așa, am văzut că treaba asta nu merge. Uite, eu sunt disponibil, mă pun la slujba Domnului, vreau să ajut lucrarea Dumnezeu să meargă înainte. Dar să meargă, pentru că talentul tău, darul tău, pus în slujba Dumnezeu, haleluia, este folositor bisericii. Domnul să ne ajute! Vreau să vă spun, ce împiedică mult lucrarea lui Dumnezeu sau darul din mine să lucreze, este diavolul. Este lucrarea de descurajare a diavolului. Știți, când am fost mic și am început să învăț să bat cuie, mi-am dat peste degete. Acum câteva săptămâni în urmă, vorbeam cu un frate și mi-a arătat un ciocan. Zicea că de atâtea ori și-o dat peste degete cu ciocanul, la mine era chiar regulier, ciocanul era un pic diferit, dar numai de la folosea acum. Dar când a început și-o dat cu ciocanul peste degete. Și atât de degete și nu mi-aș fă un frate cu și-o dat cu ciocanul, că de dea tare și buf, iar își-o dea peste mână. El și în ziua de aia lucrează cu ciocanul ăla. E adevărat, e frate cu noi în biserică. Dar nu l-a lăsat. Frații mei, dar deamul vine, faci o lucrare, mai vede am înclinare spre darul ăsta și încep să zidesc pe cineva, să întăresc, să ridic. Și vine diavolul meu și spune, n-ai făcut lucrare bună. Zice diavolul, n-ai fost deloc profesional. Mai bine stăteai în bancă. Și vine diavolul cu descurajarea mintea ta și te bombardează din toate părțile. Și dacă se mai folosește de un frate mai firesc și se mai trutește și la una, data viitoare tu nu te mai ridici. Tu cu darul tău stai în bancă și biserica îl încezește.
Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm cu darurile care le avem. Suntem măturare în trupul lui Hristos. Domnul să ne ajute. Înțelegeți lumina aceasta? Trebuie să lucrezi indiferent de darul tău. E posibil să ai 5 daruri. E posibil să ai 10 daruri. Nu intru la darurile care le avea Timotei. Deci am studiat un pic și nu era să clar. Era, în orice caz era păstor și în toate îndemnurile care îi le dă, vedem că rese cum să organizeze în biserică, cum să conducă în biserică, cum să se comporte cu bătrânii, cu tinerii și așa mai departe. Și în altă parte, spre sfârșit, îi spune, tu fă slujba unui evanghelist. Probabil că era și darul ăsta, pentru care și-a pus frații atunci mâinile. Dar sunt daruri supranaturale. Haideți să citim un pic din 1 Corinteni 14, 12 prima dată. Versetul 6 începe citirea, 12:6, sunt fermite lucrările, este acela Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiți atenți, și fiecăruia, și mie și ție, îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Deci nu spre altora. De pildă, unii avea prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Asta nu e înțelepciunea care o învățăm în școală. Altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Altuia credința prin același Duh. Altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni. Mă gândeam la darul tămăduirilor. Mi-am aminte când mă predica fratele Ozan aici despre cum a primit el darul tămăduirilor, darul vindecărilor, să zic mai cu vocabular mai recent. Zicea, mi-am aminte că zicea că nu știu ce s-a întâmplat cu niște pisici și pisicile erau bolnave acolo sub sobă și așa de bine au fost și au luat pisicile, s-au pus vine peste ele, s-au rugat. Și pisicile s-au vindecat. Zicea fratele Ozan și-o zice, dacă Dumnezeu vindecă pisici, atunci vindecă și oameni. Și vindecă și oameni și apoi s-au rugat pentru oameni și Dumnezeu a văzut că prin el lucrează cu darul ăsta. Așa și descoperit el darul vindecărilor. Dar dacă eu niciodată nu mă rog pentru un bolnav, dacă eu niciodată nu cutez să fac o lucrare prin credință, să înaintez, să descoper comorile lui Dumnezeu. Și darul prorociei, putem vorbi mult cum lucrează darul acesta, da? Zice, altuia fermită limbi, altuia tălmăcirii limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același lucru care dă fiecare în parte cum voiește. Și apoi începe să vorbească despre trup, cum nu se bat mâinile între ele și picioarele și se supun toate creierului și este o unitate și fiecare vrea binele trupului. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Vreau să spun un lucru foarte important. Foarte important. De multe ori când eram mic, mămica zicea, Sorin, faci curățenie în camera ta și apoi ieși afară. S-a întâmplat la copiii la tine așa ceva. Faci curățenie în camera, după aia mergeți la joacă. Sau nu mai făcea nimic așa. Bun, nimeni nu zice nimic, apoi am fost unicat. Și făceam curățenie în cameră, dar făceam minimul cât să nu comenteze mămica, să nu se că n-am făcut. S-a întâmplat lucrul acesta, niciodată nu. Câteodată, la fel suntem cu Dumnezeu. Facem cam cât ar trebui să facem ca să intrăm în cer. Cam cât credeți că ar trebui să lucrăm ca să primim o răsplată. Între mie cea mai mare, trebuie răsplată totuși, nu? În cer. În fiul de la, cum zice că unii vor fi mântuiți în Corinten, ca prin foc, niște mântuiți de acoliți, așa, ca prin foc, fără nicio răsplată în cer. Un pic de tot să-l crești eu, dacă e posibil, minimum. În viața de zi cu zi și eu, de multe ori am făcut minimul. Minimul la servici, ca șeful meu să fie mulțumit, minimul față de copii, minimul față de soție, minimul față de orice lucrare. Dar vreau să vă spun, e greșit să gândești în primul rând așa, să faci minimul față de soție, față de copii, față de orice lucrare. Și e foarte greșit și și mai greșit să faci minimul pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a investit mult în mine și în tine și vrea să facem maximul. Noi zicem, noi suntem ai Lui. Mă gândeam astăzi când vorbeam aici în biserică despre Vechiul și Noul Legământ, că acolo ce a citit textul din Evrei 10 zice, pentru că, zice Dumnezeu, eu voi pune în inima voastră legile mele. Este, cineva le dea un exemplu foarte plauzibil, așa foarte frumos. Zicea că și-a trimis copilul să meargă să cumpere ceva de la piață. Dar așa m-am regăsit și pe mine în ideea aia când eram mic. L-a trimis pe copil, copilul mi-a zis, o fugit.
Au fost până la piață, o prăvădie acolo la ceva, la un cuștac, cum ești aici, să cumpere ceva, a ajuns acolo, o luat în coș, când a ajuns acasă, n-avea bani la el. No, sunt toți acasă și vine acasă, tata, ce? Păi nu mi-ai dat bani, nu mi-ai cerut. Tatălui nu-i ceruse să cumpere din banii lui copilul, că copilul n-avea de unde să cumpere. Și mie mi s-a întâmplat, mai cheamă ca alimentare și ca să nu pierd fotbalul, fulgeam, de rupeau picioarele așa la alimentare și uitam câteodată ce am fost să cumpăr și pleca și fără bani. Dar cum e cu Părăția lui Dumnezeu? Cum facem aplicația asta personală? Frații mei, în Vechiul Testament Dumnezeu a zis, dacă faceți așa, veți trăi. Dacă nu faceți așa, sunteți sub blestem. În Noul Testament nu mai este așa. Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este noi, Dumnezeu zice, du-te la piață, dar Dumnezeu îmi dă banii. Dumnezeu vrea să spun că ne-a dat Duhul Sfânt, ceva special și deosebit, ce ne avem și ce din Vechiul Testament nu avem. Slăviți să fie Domnul! Nu trebuie să ne apucăm să facem de capul nostru slujbe, daruri, lucrări. Nu! Împreună cu Dumnezeu. Mai să am 5 minute și vreau să vorbesc despre cum să înflăcăresc darul lui Dumnezeu care este în tine. Descoperiți darul lui Dumnezeu. Care daruri sunt? Trebuie să fim credincioși în cele mici și apoi ni se vor da lucruri mai mari ca să fim credincioși. Dacă ne încăpățânăm toată viața și așteptăm să primim daruri mari, până primesc darul vindecării, eu nu lucrez. Până eu nu sunt nu știu ce, eu nu lucrez. Nu, frații mei, nu așa. Pasul de jos, împreună cu mine, cu toții lucrăm în de jos și Dumnezeu, cu încrederea Lui, ne va da toate darurile de obicei slăbiți să fie Domnul. Deci, cum să înflăcăresc darul lui Dumnezeu care este în mine? Vreau să spun, orice dar care l-am eu, ca să fie înflăcărat, să nu se stinge, se stinge în timp. Bă, până acolo că ajunge într-o stare... Darul, în primul rând, eu personal, cred că se înflăcărează în prezența Tatălui. Eu cred că darul se înflăcărează în rugăciune. Luați un dar care vreți. Darul bărbătorilor, revin la el, fratele Iosif Banca, citisem o carte despre darul spirituale, zicea foarte frumos că cei ce au darul bărbătorilor sunt echipa de intervenție, ca și echipa de mecanici dintr-o uzină. Când se strică o mașină, ei se duc acolo, pac, repară mașina și merge mai departe. Asta e ca o idee despre cei ce au darul bărbătorilor. Și ei lucrează, și ei ajută la producție. Dar au așa un har de la Dumnezeu ca să ridice pe cei văzut. Cum lucrez cu darul bărbătorilor? Mă duc în prezența Tatălui. Încep să mă rog. Și atunci Duhul Sfânt începe să zică, roagă-te pentru fratele Nucu. Și mă rog pentru fratele Nucu. Și văd și știu că este o problemă. Și în timp ce mă rog, Dumnezeu îți vorbește. Du-te la el, vorbește așa. Acolo se primește înflăcărarea darului. Acolo Dumnezeu îți dă linie directivă. Unde trebuie să mergi? Ce trebuie să faci? Cum să acționezi? În primul rând, rugăciunea. Să ne înșelăm singur. Eu nu mă rog, eu mă duc să-l împărtășesc și pe Darius, și pe Filip, și așa mai departe. Nu. Darul se înflăcărează în primul rând în rugăciune, în prezența Tatălui. Acolo se înflăcărează darul. După ce ai primit directive acolo, în prezența lui Dumnezeu, frații mei, să nu ne înșelăm singuri. Dacă eu mă rog pentru frații mei din biserică, pentru oricare dintre voi, Duhul Sfânt mă luminează să vă zic un cuvânt până la oricare mă rog. Dar faptul că nu ne rugăm unii pentru alții, nu avem un cuvânt de îndemn. Avem mustrare, avem răceală. Avem alte lucruri care nu vin din Duhul Sfânt. Dragostea trebuie să primeze. Asta se găsește în rugăciune la picioarele Tatălui. Domnul să ne ajute. În al doilea rând, acționează. Cum înflăcăre, Timotei zice, înflăcărează darul. Acționează. Crede și acționează. Acționează, vorbește mai departe. Vorbește, roagă-te cu el. Roagă-te în continuare pentru el. Și atunci o să vezi că încet, încet, o să vezi că Dumnezeu lucrează. Când tu lucrezi, Dumnezeu lucrează. Slăviți să fie Domnul. Crede lucrul acesta și acționează. Punctul 3. Caută părtășia și caută să lucrezi împreună cu cei ce au același dar. A fost un moment în viața mea în România când am lucrat într-un câmp de misiune să numea evangelizare masivă. Acolo am cunoscut un om special. Îl chema Marin Cailie. Un frate baptist, un frate deosebit.
Și el mi-a învățat cum să vestim Evanghelia. M-a luat pe mine și, deci eram în echipe de câte trei, m-a luat pe mine și încă pe unul, eram trei în echipă, mergeam la cineva în casă și vesteam Evanghelia. Frații mei, vreau să vă spun, ce-am învățat de la omul ăsta? Greu găsești la cineva să vorbești. Vestea Evanghelia și plângeam. Un om al lui Dumnezeu, acolo puteai să vezi cum este inima lui Dumnezeu când erai alături de fratele ăsta. Și m-a învățat foarte mult fratele acesta. Ai darul prorociei. Stai pe lângă cei ce au acest dar, vezi cum lucrează, întreabă, sfătuiește-te, roadă de împreună cu ei. Ai darul bărbătării, ai darul ăsta. Indiferent ce dar ai, caută să ai părtășie cu cei ce au darul ăla, ca să vezi cum se lucrează cu darurile astea. După aia, practică-ți dar. Nu se poate să... Noi avem așa impresia când primești un dar, darul prorociei. De ce zice Apostolul Pavel? Fiecare să prorocească după măsura credinței lui. Noi am vrea când primim darul de prorocii să fie niște prorocii desăvârșite. Desăvârșite și mari și precise. Lucrează după măsura credinței tale. Și apoi vei vedea și tu vei primi tot mai mult și tot mai mult și vei avea prorocii tot mai clare și tot mai sigur pe tine vei fi. Așa se merge, din pas în pas. Nu totul... Am vrea când facem noi ceva, m-am gândit la Apostolul Pavel. Avea darul vindecării Apostolul Pavel. Avea. Timotei era bolnav. Aici scrie în Corint, în Timotei. Din pricina deselor tale îmbolnăviri de stomac să bei și câte puțin vin. Era bolnav, avea probleme cu stomacul. Dar ce s-a rugat el? Făcea ce vrea cu darul vindecării. În primul rând, darul nu este a meu, dar dacă îl ai, tu simți în lucrul tău, dacă stai în Dumnezeu, Dumnezeu vrea să-l folosești. Treceam prin de poartea frumoasă, a fost acolo un om, a văzut că are credință. Ridică-te în picioare, s-o ridica, slăviți să fie Domnul. Duhul Sfânt lucrează împreună cu noi, lăuda să fie Domnul. După aceea vreau să spun un lucru foarte important. Despre un dar, indiferent care dar. Găsește internet, predici. Nu darul prorociei. Predici despre darul prorociei. Găsești în Scriptură. Ar trebui să știi tot ce scrie, mai ales dacă ai darul acesta, tot ce scrie Scriptura despre prorocie. Despre când vorbește cu Maria și că Maria zice, dar ce, Domnul, numai prin Moise vorbește. Nu vorbește și prin noi, că toți te neam de proroci și nu știu ce mai. Domnul zice, ascultă Maria, când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui și voi vorbi. Și va ști că este proroc. De unde știi că ești proroc? Ți-a descoperit Domnul? Când vei studia despre prorocie, vei vedea că sunt niște pași, sunt niște lucruri. Dar ca proroc să nu cunosc Scriptura, să nu știi care e învățătura Bibliei despre darul prorociei. Nu e bine, frații mei, pentru că faci greșeli. Și apoi frații te judecă și vei, asta nu de la Domnul. Că poți să faci greșeli. Nu este nimeni de săvârșit, frații mei. De aceea, vreau să zic foarte important, ascultă, citește, caută, consultă-te, sfătuiește-te pe cei ce au darul pe care le-ai știut, indiferent de dar, dar lucrează după aia cu el. Dar nu, ca și la mine la serviciu, lucrez pe mașină comandă numerică, lucrez pe mai multe, dar fiecare are un pic diferit. Dar trebuie să cunoști tot mai mult și tot mai mult, devii tot mai bun. Dar dacă nu lucrezi, dacă nu mai ai citit în cărți și nu lucrezi, nu merge nici numai să citești din cărți, dar nu merge nici numai să lucrezi. Și uite așa se ajunge ca să lucrăm după voia lui Dumnezeu. Și după aia, un lucru foarte important. Am depășit timpul. Deci e foarte important să ne păstrăm viața curată. E ultimul punct, mai era un punct, dar nu mai zic. Mă gândesc la o lumânare care arde, sau la o lampă, cum era înainte, cu petrol. Deci ca să dai lumina mai mare, trebuia să ridici de o rotiță fitilul ăla, acea pânză care se ridica în sus, și le-ați făcea cărbunele alea deasupra și făcea un fum negru și miroseam toată casa, trebuia curățată lampa. Tot timpul să vedem să ne curățăm. Nu suntem desăvârșiți, nici că ai darul prorociei nu ești desăvârșit, nici că ai dar nu ești desăvârșit. Ne curățim, tot timpul Dumnezeu scoate afară, scoate, dar noi când am văzut că a ieșit din aur, din cuptor, păi și cuplul afară cu el, ne lepădăm de el și lăsăm să rămână aur curat. Domnul să ne ajute. Domnul să ne ajute să ne dea, să vedem bine ce dar avem și să lucrăm cu ele pentru zidirea și dorirea bisericii. Amin. Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea să ne rugăm Domnului. Ca în săptămâna în care am intrat,
Domnul să ne ajute să stăm la dispoziția Domnului și să lucrăm cu darurile pe care le-a dat, care le-a pus în noi și totodată să ne rugăm, Doamne, descoperă-mi toate darurile mele. Dacă duminica viitoare aș lua pe oricare dintre dumneavoastră și aș zice, Teodora, tu știi ce daruri ai? Deci am darul să stăm la ordă. Slavă Domnului și eu știu care era. Mai zic și alt dar, că nu-i singurul. Înțelegi? Trebuie să știi. Dar aia înseamnă nu să așteptăm. Eu să am dorința să-mi descoper darul. Hai să ne rugăm pentru lucrurile acestea împreună. Amin.